Aceea, eu aproape nici nu vin să mă dispar de problemă. Da? Nu vin să mă dispar. Pentru că uitați-vă, dragilor, când am zis cel puțin 10, eu am plecat pe minim de 10 și 10. Da? 10 și 10 și am constatat că doar 70 de paturi pot acoperi. De aceea am zis, bun, cele 30, cu cine să le acopăr? Cele 30 mi-a venit foarte comod să le acopăr cu camere cu 3 paturi. Și atunci am mai crescut numărul lor și am zis 20 de camere cu 3. Și 10 cu 4. Și mi-a ieșit foarte bine. Dar aici, prezența ta, Cristina, a avut un rol extraordinar și așa cum ai și văzut când se întâmplă și Mihaela, când așa, intervine și zice, oare nu mai există și altă variantă? E prea simplu. Da? Și altă variantă. Adică tu ai zis, de ce ne-am oprit la 20 și 10, când am fost noi așa de mulțumiți că ne-am acoperit, da. Acele 7, acele 30 de ani am fost foarte bucuroși, oare n-ar mai fi să ne acoperim altcumva? Te-ai întrebat. Adică să mărim, am părut atunci să mărim numărul camerelor cu 4. Și de aceea, dacă măream cu una și făceam 11, se întâmpla că nu, diferența aceea nu poate fi acoperită. Și știi de ce? Între 3 și 4 e o singură cameră. Și aceea, o singură cameră care trebuie să rămânem cu cine. Da. Când facem 12, acum să le explic care este mecanismul. Când ne luam, două camere rămâneau plus, de aia nu se împarte. Când am luat 13, adică 3 în plus, la o cameră, un pat, la cealaltă, un pat, un pat, 3 paturi și le-am acoperit numai bine din, în partea cealaltă. Deci asta este mecanismul de gândire. Și așa, de aceea merg 13, 16, ne ducem pe 19 și scop, nu mai merge. Acum, cum judecăm? Cum judecăm? Foarte tare. La 13 ne merge foarte bine. Facem diferența, 48 sunt parte, ne dăm seama de camere, deci. Deci nu, acum și văd cum lucrez. După care, am dus la 16, am văzut 64 de 4, vedem diferența 36, 36, merge știam, trebuie să mai cu 12. Da? Deci, nu, aici, numărul de camere cu 3 vine natural, după ce am simțit, da? Cum mă duc, văd că face aici, scad din 100, 36 sunt parte la 3, da, 12. Și arată problema foarte frumoasă. Problema asta depășește cadrul, hai să spunem, pentru Mario. Da, de clasa a șasea. Da, da, e problemă de clasa a șasea. Trebuie să ne gândim. Este foarte interesantă. E forma de a sălta aici nivelul de gândire. Și iată, sigur că da, nu cabe discuție. Este o problemă spectaculoasă pentru că eventual de dau peste o soluție, da? Hai să vedem, mai avem un lucru. Mai avem, dar nu cred că mai reușim. Poate reușim, măcar să o judecăm. Pentru care sunt biciclete, tricicleșe și autoturism. În total, 21 de roți. Nu se iau în calcul roțile de rezervă. Câte biciclete, triciclete și câte autoturisme sunt în acel garaj. Știm că sunt cel puțin două autoturisme. Tot cel puțin. Dar ce înseamnă autoturism? Mașină, mașină. Cu 4 roți. Aaa, egal 8. Deci minim 8 roți. Deci, minim 2 mașini. Deci măcar de la 2. Ai mie soluție. Eu n-am înțeles. Hai să mă citești, mă știu. Ai doar des problemă. Păi da, da. Și mă mai citesc o dată. Păi să scriu soldatele. Cum să le scrii dacă... Pentru că sunt biciclete, triciclete și autoturisme. Biciclete, două roți. Da. Roți. Două roți. Triciclete, tot două roți. Păi... Dacă e triciclete, trei roți. A, trei. Da, da, trei roți de la triciclete. Și... Și autoturisme știm. Câte? Patru. Patru roți. Patru roți, da. Pentru mașină. Mașină, ai zi mașină. Mașină că eu scrie mai scurt. În total, 21 roți. În total, 21 roți. Total, 21 roți. În paranteză. Da? Nu, dar vreau să-mi scrieți bine. 21 roți. Nu se iau în calcul roțile de rezervă. Da, am înțeles. Da. Nu acei timpul. Doar atât. 2, 3, 4. E pământ acolo. Câte biciclete?
biciclete, triciclete și... Deci, biciclete egal câte, triciclete egal câte și mașini... Nu sunt întrebări. Două. Nu, cel puțin două. Poți fi două, trei, patru mașini. Și câte autoturisme, da? Mașini sunt în acel garaj? Fiindcă sunt cel puțin două autoturisme. Cel puțin, mașini, cel puțin, puțin două. Cum traducem aici? Înseamnă că avem două, trei, patru, deci cel puțin două. Două, trei, patru, cinci. Dar nu avem voi trei. De ce nu avem trei? Cel puțin? Păi cel puțin înseamnă de acolo înainte. Cel puțin înseamnă două și mai multe. Da. Atenție, că asta trebuie să înțelege bine. Cel puțin înseamnă două sau mai multe. Hai să mergem cu două. Hai să zicem, dacă ar fi două mașini, atunci am avea, dacă ar fi mai două mașini, câte roți am văzut? Adică pot să vă... Acum, blocoi de foarte, foarte. Băi, dacă e așa de bună, spune-o, uite, spune-o și nu se bagi. Bine. Bine. Deci dacă... Două mașini fac 8 roți. Așa, 8 roți. Și vă face 21 minus 8. Am înțeles, 21 minus 8. E dat cu? 21 minus 8, 13. 13, eh? Peste 13 secunde de fapt, în pastă. Bun. Așa. 13 le împart, adică biciclete, știi că au două roți. Bun. Scădem 13 minus 2, între 2, 1, 11. Deci, dacă ar fi o mașină... Sau scădea 13 minus 3, ca să ne dă direct 10. Dar de ce să scazi 3, mă? Pentru ca să văd câte... Dar cui să-i dau cu astea 3? La triciclete. Asta. Deci, una, că aici nu spune... Nu spune deloc câte biciclete și triciclete. N-am un minim, n-am cel puțin. Da. Numai la mașină. Așadar, aici merg că ar fi una tricicletă. Care ar însemna 8. Care ar însemna 3 roți. 3 roți. Că face 13 minus 3 ca să ne vine și mai rapid. Da, 13 minus 3. Egal cu 10. Da. Și bicicleta are 2 roți. 10 minus 2, 8 roți de rezervă. Nu! Acum aveți 10 la câte biciclete pui? La biciclete. 5. Asta e, mă! Și atunci 5 biciclete. Biciclete. Care înseamnă 10 roți. Nu există roți de rezervă. Deci fără roți. Nu se pun roți. Fără roți de rezervă. Iată o primă soluție. Soluția întâi. Acum, gândește tu la altă variantă. Tu două mașini. Două mașini, obligat. Nu? Trei. Poți să ia și trei. Trei. 12. Deci, iau aici trei mașini. Și avem atât. Câte roți? Trei. 12 roți. Și acum? Câte mai greu calculați, că nu pot. Nu pot, dacă nu pot. Băi, lasă. 21 minus 12, mă. Hai mai, lasă-o. Nu pot, dacă nu pot. Păi uite, 10 minus 2. 9. 9, bun. Și aceste 9, cum le distribui eu acum? Astea 9. 9 minus 3. Dă 5. 9 minus 3? Când? 9 minus 3 e egal cu 6. Așa. Și pe 6 îl despart în? 2. În 3 de 2. 3 de 2? Deci avem ea acum. Una. Tricicletă. Ciclete. Deci o singură tricicletă cu 3 roți. Și aici. Câte biciclete? Câte biciclete? 3 biciclete. Care înseamnă 6 roți. O altă soluție. 2. 2. Mai căutăm. Mai găsim soluții? Nu spune că-s biciclete, că n-au roți ajutătoare.
la biciclete? Nu, nu gata, oh, înțelege. Nu, 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 bași, nu, 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 că spune biciclete, bine, da, și să... Biciclete, bine, da. Mai gândiți la altă variantă. 4 mașini. Ia să vedem, oare ne iese. Ar încerca... 4, câte? Da. Ar da... Câte? 16. Da. Deci 4 mașini. 4 mașini. 16? Da, bine. Atunci 16 stăruați. Și din 21... 16, cât vine? 21 minus 16. Adică cât face? Asta e ultima. Cât face? Ba da. Nu, mă rog, 5. Cât face mă 21 minus 16? 5 la final. Da, 5. 5. Și mai am ceva? Mai am? Nu. 5. 5 roși, cum e sigur? Nu se vedeți voi foarte bine. Doar 3 moduri, asta e ultimul mod. Este soluții? Ultimul mod. Da, țin cu distribuie. 4 mașini și acum acela 5? 5, 3 și 2. Adică? Câte triciclete? 4 mașini. Tricicletă. O tricicletă. Deci una tricicletă. Cu 3 și mod. Una bicicletă. Și una bicicletă. Aici la tricicletă am 3 și aici am 2 și total face perfect. Perfect. Da, și nu ieșit asta. A treia soluție. Mă mai fi vreo una, mă? Nu. Sigur? Sigur, domn profesor. Dacă am luat cu 5 oameni? 5 mașini? Da, ne-ar dă 20. Ah, și un cur la mână în partea la 2 și 3. Da, o lună. Deci cu 5 pică. Cu 5 pică. Da, totuși eu mă gândesc aici, noi mai fi cu 2. Noi mai avea și alte variante aici. 13, acela m-a urs cu 5, ori 13 cu 10. O mașină? Mai 13 era o mașină? Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Puțin. Aici la tricicletă și la bicicletă se văd eu. Adică pe 13 ăsta, cum mă împart între alte variante? E, puteți să mai facem și în altă variantă. Ia să văd, e altă soluție atunci. Putem spune triciclete două. Două triciclete. Două triciclete și aș consuma. Câte roți? Ar da 17 și nu s-ar învârți la 2. Nu, de ce 17? 13 scădem 6. Și ne dă 3, 7. 7. Nu se împarte la 2. Nu se împarte la 2. Bun. Nu merge cu 2. Deci ar da cu 3. Cu 3. La 9. 9. Și 13, 4. Și 4 se împarte. Extraordinar. Deci aici n-am analizat foarte bine. Deci n-am analizat foarte bine. Hai scrie-mă data. Încă o soluție. Încă o soluție. Eu să știți că am lăsat loc liber acolo. Da? Vreți să mă credeți, nu vreți să mă credeți, eu am loc liber. Așa. Aici este exact că ne-am dus după mașini și am alergat și n-am analizat aici distribuția. Deci, două mașini, care înseamnă 8 roți. 3 triciclete. Și 2 biciclete. Care înseamnă 3 triciclete, cât înseamnă? Câte roți? 3 triciclete? 9 roți. Și 2, parcă există 2 biciclete, nu? Da. Înseamnă, da? 2 biciclete. Care înseamnă 4 roți. Total, cred că face aici. Face 21. Băi, nu mai fim altă, mă? 5. Încerc, mă, dacă am câștigat foarte mult. În momentul de față am câștigat experiență și curaj să mai abordez și alte soluții. Deci, vedeți? 6 biciclete? 6 biciclete și alo? 6 ori 2. Salut, salut, Ionic! Salut, Tonia! Sunt într-o lecție de matematică. Acum sunt la proful la UTV, da? Da, bine, salut, salut! Și... cum zici, 6 biciclete vrei? Da, 6 biciclete, da, vreau. 6 biciclete. 6 biciclete, da. Și la 6 biciclete câte roți avem? 6 ori 2? 6 ori 2, 12. Și 12? Cât ne-ar mai trebui? Ne-ar mai trebui să-ți fac calcul. Tot la două mașini sunteți aici? Da. Deci două mașini. Deci două mașini. Care înseamnă 8 roți.
Acum vrea cu 6. Ar vrea 6 biciclete. 6 biciclete. Așa, 2, 12. Așa, și 8, 12 și 8. 20. 20 și rămâne una. Rămâne una. Și una n-am unii să dau date. Hai să mai încercăm 4, tot așa. La... 4 biciclete. Nu! Pa, acum vrea 4 biciclete. 4 biciclete. 4 ori 3. 4, 3, 12. 12. Și tot o roată. Tot 12. Da. Am impresia că aici nu mai putem juca. Nu ne mai putem juca, nu? Că am luat cu o tricicletă, cu o tricicletă și cu 5. Da. Două triciclete? Două triciclete, să crezi că asta. Două triciclete ar face 6 și ar rămâne 7. 7 roți nu fac treabă. Da. Și atunci, cred că s-a epuizat cu două mașini. Două mașini s-a epuizat. Hai să mai analizăm aici. Trei mașini, o tricicletă și 6 biciclete. Hai să luăm aici câte triciclete. Ați luat una? A, nu mai merge. Cu 4. Cu, dacă mai iau 2, eu aveam 9 roți aici. Da? Și atunci vine din 9 scad 6 și rămân 3. Dar a fost firma triciclete. Toate 3 să fie fiecare și nici o bicicletă, că nu spune. Nu spune? Nu spune că s-a rapusat. Ia mai spune că... Pentru că ara sunt biciclete. Sunt biciclete, deci măcar una este. Este. Una este. Deci nu merge. Da. În concluzie, aici, dacă m-aș juca, n-aș modifica, aș modifica, nu merge și deloc. Eu măcar una. Foarte tare și problema asta, măcar una. Că sunt biciclete, triciclete, sunt, le văd nu e zice ca și condiție, că sunt cel puțin, dar trebuie să înțelegem noi, pentru că sunt biciclete, triciclete, mașini. Așa, deci ne vedem cu ochii. Deci măcar una este. Măcar una. Se subînțelege condiția că măcar una este. Da. Mai de la una încolo. Mașinile sunt de la două încolo, da. Autorul ne spune. Foarte ce important. Nu putem cu o mașină? Că... Cu o mașină n-avem voie. Cu o bicicletă? Păi cu o bicicletă hai să vedem. Deci două mașini, 8 roți. Da, făcut. Cu o bicicletă? Păi avem. Deci aici să ne ducem. Hai să mai încercăm. Vrea să mai încercăm la 3 mașini? La 3 mașini. La, unde? La astea cu două ne-am epuizat. Da. Avem acum de discutat la 3 mașini la și la 4 mașini, dacă mai avem mașini. La 4 nu mai, că avem una și una. La 3 mașini. Una și una, gata, e epuizată aici. La 3 mașini vreau să fie o bicicletă. Vreau să fie o bicicletă. O bicicletă înseamnă, un singură bicicletă înseamnă... Două roți. Două roți. 12 și cu 2, 14. Cât ne mai trebuie până la 21? 7, nu? 7. Deci sau invers. 9 fiind acoperit, o singură bicicletă, două și mă 7. 7 nu le putem acoperi pe tine. În concluzie, două biciclete? Hai să zicem, două biciclete ar face cât? Două biciclete ar face... Câte roți? Două biciclete, 4. Din 9 scădem pe 4 și rămâne 5 și 5 nu poate fi acoperit cu tricicletă, cu 3. Înseamnă că cred că am analizat acum 3 menii. Știi, am vrea să spun un lucru. Abia după ce faci toată analiza asta și scrii asta nu merge, asta nu merge, asta nu merge, atunci e soluția completă. Deci, un profesor care vrea să vadă dacă copilul gândește cum, da, multă forță... Da, trebuie scrise toate soluțiile și tăia, da. Și acele care nu merg, nu merg, uite, asta e motivul. Din cauza aceea. Și asta am făcut eu, de aceea am analizat asta toate. Dar cu 3 mașini cât vor, da? De cu 3 mașini avem. 3 mașini, avem 12 roți. 12 roți. Și care... să ne gândim la 9 roți, cum să le distribuim altfel. Și acele 9 roți... Putem să mai facem acum cu 3, cu 3 mașini. Cum? 3 mașini de 12. Yeah. Da. Dacă lăsăm o mașină... Dacă... N-avem voie. Nu, dacă lăsăm o bicicletă de... 15. O tricicletă, 18. Da. Și mi adăugăm încă o tricicletă. A, două triciclete. Două triciclete și dăm... 6. 18 și încă... Nu. 18. Și îți rămân 3. Nu. Îți rămân 4. Două biciclete. Nu, poate să meargă. Da, okay. Nu. Hai să vedem. Deci, 3 mașini, 12 roți. Da. Da? Încă avem mașini. Bun. Avem 9 roți acum. 9 roți. Două triciclete înseamnă 6 roți. 6 roți. 6 roți.
Două, 12 și cu 6, 18. Până la 21, încă 3. Mamă. 3. Să faci 3 triciclete? Cât? 3 triciclete. Da. Fac 9, acoperi pe 9 ăsta. Da. Dar ai una, n-ai 0 biciclete. Bicicletă, da. 0 biciclete și da, mai. Da, da, da. Nu cred. Deci toată analiza asta făcută, chiar acum el a intervenit pentru a face mai în amănânt, pentru că el a vrut să se, să se convingă el că toate sunt epuizate. Dragilor, este o problemă deosebit de frumoasă, De la două încolo, ca să... Autorul a fost drăguț. Nu este mult. La prima? Nu, și da? Aici. A, și aici. Și la da. Uite! Da, un porumbel. Un porumbel, sigur. O mai arăt eu una. Zile. Da. O mai arăt eu una. Zile. Două biciclete. Da. Două mașini. Două și mașini. Și cinci biciclete. Sunt 10. Uite. Eu pot să fiu șmecher. E super. Și ne dă 18 și pun o tricicletă. Păi uite, e impusă. Și le-am învățat. Da. Ca mod de gândire, e clar că așa cum... Șase biciclete ne dă... Iată că spre bucuria noastră am făcut o lecție spectaculoasă. Merită, dragilor. Voi care nu știți de profonai, faceți cum puteți să ajungeți acolo și să găsiți problemele acestea. Că sunt, dar ce mă bucur eu, mai ales pentru nepoțica mea, că nu se vadă. Asta într-adevăr e o problemă. Ne-am dus acolo sus. Am două. Sunt probleme spectaculoase. Și analizate frumos. N-am vrut, dar el a insistat. Vreau să le fac. O citimă, dar eu ușor, nu știu eu. V-ați văzut? Că nu am fost modelul pe care îl iau. Nici vorbă. Da, nu vezăream să venim al lui Davide. Era tema lui Davide. Deci tema de clasa a 6-a. Așa e șmecherul. Deci frățiorul de clasa a 6-a. Ea... Nu s-a făcut problema asta. Nu nici, că nu știu. O secundă. Problema a fost atât de frumoasă ca să recunoaștem. Și uite, Daria, te invit pe tine să te uiți pe problemele acestea și să încerci să le faci tu acasă. Iar dacă nu vei reuși, dacă nu vei reuși, te uiți pe film. Și să ne spui data viitoare ce interesant au fost probleme. Așadar, dragilor, ne oprim aici. Sigur, nu ne-am putut despărți așa foarte simplu, pentru că problemele au fost foarte, foarte frumoase. Ce să facă, David, tu, Mario, ce să facă prietenii noștri? Să nu uitați la Gijer și să vă abonați la Propo Online. Așa. La revedere! La revedere!